Ayna, povestește-mi, te rog, despre rolul tău în ecosistemul antreprenoriatului social din Republica Moldova. Da, eu sunt coordonatoare a Departamentului de Antreprenoriat Social la organizația Ecovizio și la moment noi am lansat hub-ul antreprenorilor sociali și la fel și deținem secretariatul la platforma pentru dezvoltarea antreprenoriatului social. Deci, cumva, avem mai multe direcții de dezvoltare, avem și direcția educațională, facem și lobby și advocacy, dar și promovăm întreprinderile sociale și impactul lor. Și ce a însemnat conferința asta pentru tine, pentru organizația voastră? Cu ce informații, idei pleci acasă? În primul rând, eu tare mă bucur că noi am venit chiar cu întreaga echipă aici și am văzut în prima zi, am fost și la study visit la ADV și chiar am rămas impresionată de câte lucruri voi faceți și câte reușiți, dar și la conferința, în primul rând, asta e primul, cred că, eveniment așa mai mărișor offline, după câțiva ani de online și am fost bucuroasă să mă revăd cu mai mulți oameni din domeniul acesta, dar și să aud aceste exemple noi care au fost lansate recent, foarte recent și sunt proaspete și ideile acestea noi deja putem să le promovăm chiar și în Moldova, dar și la nivel internațional și știm cumva cum arată exemplele acestea și cum arată oamenii care le creează.